totul e bulversant cum se schimbă viața lor de cuplu când a venit copilul și se schimbă dinamica. Viața de cuplu nu este o viață ușoară. Cuplul acesta se crește exact cum crește și copilul. În familia aceasta nu trebuie să formeze o diadă mamă-copil și soțul stă izolat, marginalizat, la distanță. Rolul de mamă nu trebuie să fie să acapareze toată viața ta sau toată viața ta să reducă la rolul de mamă. Bun găsit la un nou episod din seria Dialoguri cu sens, educație și inspirație pentru familia ta. Un proiect ce se dorește a fi o sursă de inspirație pentru familia de astăzi, dar și pentru cei care doresc să știe mai multe lucruri despre educația copiilor și relația părinte-copil. Alături de mine în acest demers o am, ca de obicei, pe doamna lector Smaranda Bujú, psiholog și psihoterapeut. Bine ați venit, doamna Smaranda! Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre familie, despre cum mediul familial influențează dezvoltarea copilului și despre relații sănătoase și bune și frumoase din familie. Aș începe dialogul nostru cu un cuvânt al Sfântului Porfirie, Capsocalivitul, care spune așa: ceea ce mulți numesc fericire în căsnicie poate exista, dar cu o singură condiție absolut obligatorie: soții să aibă trăire duhovnicească, iubindu-L pe Hristos și împlinindu-I poruncile. Numai în felul acesta pot ajunge să se iubească unul pe altul curat și cu adevărat și să fie fericiți. Iată că aflăm deja un prim ingredient pe care se clădește familia frumoasă și armonioasă. Ce alte ingrediente ar mai fi necesare pentru ca familia să fie trainică și armonioasă? O familie include, în primul rând, cuplul soț, soție, bărbat, femeie. Acel cuplu trebuie să funcționeze bine. Funcționarea aceasta bună a cuplului influențează apoi rolurile de părinți a fiecăruia și relația aceasta de cuplu la fel se reflectă în capacitatea părinților de a stabili relații frumoase și armonioase cu copiilor. Pe de altă parte, părinții au nevoie să creeze această atmosferă de familie caldă, primitoare și să ofere, așa cum ați spus, iubire, atenție și toată grija pentru a educa și a crește copilul. Familia este un organism viu care crește odată cu cuplul și cu rolurile de părinți. Crește odată și cu copilul. Și familia se dezvoltă odată cu educația și creșterea copilului. Inclusiv cuplul crește odată. Nimic nu rămâne stabil sau în poziția inițială de unde s-a pornit familia și cuplul. Toate cresc odată cu aceste roluri pe care le joacă părinții și cu dezvoltarea copilului, copiilor. Așa este. Se spune că familia este o școală a iubirii, un loc unde învățăm să iubim, să ne iubim unii pe alții și să iubim pe Dumnezeu. Dar iubirea nu e statică, nu rămâne, o avem sau nu avem, ci ea crește, scade în funcție de cum, cât efort depunem fiecare dintre noi. Cum ar trebui să arate relația dintre soți ca viitor părinți, pentru ca copilul să crească și el la rândul lui frumos și armonios? Ce aspecte să fie luate în vedere, cel mai important? Viața de cuplu nu este o viață ușoară. Cuplul acesta se crește exact cum crește și copilul. Adulții trebuie să fie conștienți că, în afară că ei în rolul de părinte cresc copilul, copiii, trebuie să-și crească și cuplul, să aibă grijă de acest cuplu. Cuplul este o relație care are nevoie de iubire, respect, transparență, o bună comunicare, o grijă reciprocă de nevoile celuilalt și oferirea de sprijin pentru ca partenerul să crească alături de tine și ca relația să crească, relația de cuplu să crească. Ca urmare, nu este ușor pentru adulți care își cresc relația de cuplu să fie și părinți care își cresc copilul. Deci, chiar dacă atunci când acest cuplu devin și părinți, ei neglijează într-un fel această relație de cuplu, dar apoi se întorc la ea
și au nevoie să aibă mai multă grijă de ea și nu numai de copii. Mai spune Sfântul Porfirie un lucru care ne dă de gândit mult nouă părinților de astăzi și are niște observații foarte fine. Un lucru care îi vatămă pe copii este ocrotirea peste măsură, adică grija exagerată, frământarea și neliniștea părinților. Când stai tot timpul pe capul lor, copiii se împotrivesc. Dobândesc moleșeală, fragilitate și de obicei nu reușesc în viață. Este un fel de ocrotire peste măsură care îi lasă pe copiii necopți. Cum ar putea părinții să deosebească iubirea firească, normală, ca să spun așa, care lasă spațiu copilului să se dezvolte frumos, de cea bolnăvicioasă și sufocantă, care, iată, deși părinții cred că este o iubire peste măsură de mare și frumoasă, de fapt împiedică copilul să se dezvolte cum trebuie. Exact. Unii părinți confundă iubirea cu această supraprotecție, supraprotejare, supraimplicare, supraresponsabilizare. Exact cum remarca părintele Porfirie, într-adevăr, copilul supraprotejat devine leneș, răsfățat și fragil. De obicei, se întâmplă acest comportament, îl întâlnesc mai frecvent la mame și observ că unele mame au o relație proastă de cuplu și se centrează foarte mult pe copil, practic compensează relația de cuplu care funcționează prost cu această, da, supraatenție și supraimplicare și supraresponsabilizare cu copilul. Sau există posibilitatea ca mama să fie anxioasă, se îngrijorează foarte mult, este foarte atentă la detalii, încât planifică în detaliu implicarea aceasta cu copilul și își lasă toate activitățile ei și tot ce mai are de făcut și pentru ea și se centrează numai pe copil. Copilul este centrul vieții ei în care gravitează. Sigur că acest lucru se întâmplă până în 2 ani, dar după aceea mama se mai distanțează de copil și lasă grade de libertate în care el să acționeze. O relație normală cu copilul este o relație în care să păstrăm acest echilibru între a oferi libertatea și a oferi limite. Părinții ar trebui să se întrebe, acum sunt supraresponsabil sau nu mă implic prea mult? Sunt neglijent. Da, sunt neglijent. Adică important este cam tot timpul să te întrebi unde ești în momentul ăsta față de copil, raportat la implicarea ta, responsabilitatea ta, protecția ta, felul cum îți manifesti iubirea și așa mai departe. Încât, practic, părintele în orice moment trebuie să-și dozeze toate calitățile. Pentru că oricât de bune calități ar exista într-un părinte, dacă nu sunt dozate, chiar și cele bune, dăunează. Da? Clar că o mamă supraprotectivă va zice, da, iubesc copilul cel mai mult, sunt implicată, sunt dedicată. El. Unii greșesc, pentru că sunt astfel de situații, dar unii greșesc. Problema este că nu îi dai voie acestui copil să experimenteze și el sub supravegherea ta. Faci prea multe în locul lui. Și acest îi fur din experiențe, din lecțiile vieții pe care el trebuie să le, da, să le vadă, să le exerseze, să greșească și această supraprotecție, deci înăbușă practic dezvoltarea copilului. Chiar dacă e făcută din intenții bune și din o iubire nemărginită și frumoasă și nemaipomenită. Dar chiar și iubirea trebuie dozată, da, și să controlăm astfel de comportamente care supraîncarcă și sabotează într-un fel dezvoltarea copilului. Deci, părinții ar trebui să își pună întrebarea cum echilibrez ceea ce am. Dacă am un deficit de ceva, mai ridic de responsabilitate. Sau dacă este prea mare responsabilitatea, supraimplicarea, trebuie să mai cobor, să mai distanțez. Da? Să-i las, să acționez, să observ, să mă abțin, să intervin tot timpul. Fie cu cuvântul, fie cu fapta, fie cu corecția imediat. Să mă abțin, să-l las, să observ, da? Și să aplic aceste corecții, da? Sau
sfaturi, observații, mai dozat, pentru că altfel și cicălesc, și obosesc, copilul nu te mai aude, poate devine rebel. Există și cealaltă variantă, adică îl faci leneș, fragil, hipersensibil, dar poți să-l faci și rebel, rezistent, nu mai vrea nimic de la tine. Îl sufoci și îl spune, dă-te mai încolo. Chiar copiii zic, nu mă mai păpa, lasă-mă pace, nu mai vreau. Da? Și te țin, copiii îți dau foarte bune semnale, te țin la distanță pentru că prea invadezi spațiu și prea și el are nevoie să se miște în felul lui, în ritmul lui. Și tu îl invadezi și îl, da, îl sufoci, îi dai senzația că ești prea aproape de el și nu lași pe el să acționeze și să se descopere cine este el. Pentru că nu poate să funcționeze copilul doar în această simbioză mamă-copil și el vrea să afle cine sunt eu, fără mama. La băieții apare această distanțare și împingerea mamei. Nevoie mai încolo. Nu mai vreau să mă iubești, nu, mă sufoci prea mult. Da? Și băieții ți-o spun direct. Mamele se simt oarecum ofensate. Dar băiatul, pentru că ține foarte mult la libertatea lui, la independența lui, pentru că acesta este masculul din viitor. În general, bărbații țin la libertatea și la independența lor și de foarte mici, da, o dau pe mama la o parte și vor să exploreze și îl preferă pe tata pentru că tata e mai echilibrat. Îi permite mai mult să experimenteze și să riște, cel puțin la băieți. Da. Fetele rămân mai apropiate de mamă și încet și ele se distanțează de asta mai mult spre preadolescență, adolescență. Da, apropo de cauzele care ne duc la, uneori la comportamente greșite, deși nu ne dăm seama, cred că una ar fi și aceea că în copilărie relația cu părinții ne-a influențat foarte mult și a contribuit la ceea ce suntem astăzi ca părinți noi, la rândul nostru. Da. Mulți nu sunt conștienți că aduc în relația lor de astăzi de părinți relația defectuoasă din copilărie și îi influențează mai mult decât își dau seama. Sau uneori chiar își dau seama, uite, fac exact ca mama, deși nu-mi convenea. Da. Sau nu-mi plăcea. Zic exact ca ea. Sau... Da, este acest bagaj cu care venim cu toții și, așa cum ați spus foarte bine, de conștientiza. Practic, este timp înainte de a veni copilul pe lume, tu să desfaci aceste bagaje, să vezi ce ai primit, ce e bun de la părinți, ce nu ți-a plăcut la părinții tăi și nu vrei să perpetuezi în relația ta de părinte. Și nu este suficient doar să conștientizezi ce nu vreau să iau de la părinți, ci e nevoie să fii atent, treaz, pe fază, că atunci când vei fi părinte, pe pilot automat se declanșează ceea ce nu ți-a plăcut la părinții tăi în tine și vei face exact ca ei. Am văzut și eu astfel de situații când erau părinți care jurau, nu o să fac niciodată. Când mă supără copilul, nu o să fac niciodată ce mi-au făcut părinții mei, fel de fel de pedepsi. Și exact aia făceau. Se trezeau și le era rușine, se simțeau vinovați și nu înțelegeau, totuși au conștientizat și de ce nu este suficient, de ce fac. Pentru că e foarte puternic acest comportament în noi, ca și copil, tu ca părinte l-ai înghițit foarte mult, ai intrat în tine și practic ai devenit părinții tăi. Încă nu este suficient doar un proces de conștientizare, efectiv de a lucra cu această, da, cu acest comportament care se activează automat în tine și de a pune stop. Stop și ai nevoie și de un specialist să te ajute cum să pui acest stop. Pentru că tu poți să spui din gură, poți să spui conștient. La unii chiar funcționează, dar la alții nu. Nu vreau să fac chestia, nu vreau, nu vreau. Și totuși o faci. Și apoi regrete, vinovății, rușine și așa mai departe. Deci ai nevoie de ajutor. Recunoașteți, dragi părinți, că n-aveți nevoie de ajutor și cereți ajutorul ca să opriți acest, spunem noi, pattern sau model automat care se activează, model de comportament automat care se activează în dumneavoastră, acest model disfuncțional de comportament care apare atunci când situațiile vă provoacă copiii dumneavoastră. Deci, conștientizare plus
a munci cu tine, a te dezvolta pe tine, a înlocui astfel de comportamente disfuncționale cu comportamente funcționale. Deci este o înlocuire. Opresc, văd, trebuie un pic de procesare cum te afecta pe tine, pentru că din moment ce se activează la tine încât te afectează, nu poți să scapi, ești prins. Da? Și apoi, cultivarea unor comportamente alternative funcționale cu ce ai putea înlocui acel lucru, da? Și să fie mai funcțional, încât este o muncă foarte serioasă și în câteva ședințe se pot corecta astfel de comportamente. Asta e minunat. Da. De când se naște copilul, părinții au tendința de a se concentra doar pe el și de a fi doar cu ochii pe el. Și mă întrebam adesea până unde merge jertfa aceasta pe care o faci pentru copil și pentru binele lui. Ce trebuie să jertfești ca părinte și ce nu ar trebui să jertfești, chiar dacă crezi tu că este pentru binele copilului, dar de fapt ar avea efect invers mai degrabă. Da, este o întrebare foarte bună și aici sunt foarte multe confuzii, observ și eu. Sigur că, în special, mama în primii 2 ani să jertfește, pentru că copilul cere foarte multe resurse, adică aproape totul. Și mamele sunt conștiente că ele trebuie să fie acolo și să dea totul. Spre 2 ani, când copilul deja îl cunoști, are niște priceperi de prinderi minimale formate, are grade de independență, da? Spre 2 ani observ că mamele sunt epuizate, nu mai pot, și încep să-și pună întrebarea, dar eu ce mai fac pentru mine? Dar viața mea e numai aici, bun, este important, dar parcă îmi lipsește ceva, sunt epuizată, vreau și eu să mă încarc. Și observ că multe dintre aceste mame se întorc la preocupările lor anterioare. Încerc să mai învețe, să se formeze, să citească, să facă lucruri pentru ele din care să se încarce. Încât în momentul acela, cele mai multe mame observ că conștientizează că jertfa aceasta, sacrificiu pentru copil, este minunat. Dar când ajungi la epuizare și epuizarea vine și cu demoralizare, cu o stare, un cocktail de stări din acestea de neîncredere în sine, ce să mai fac eu, oare mai sunt capabilă să mă întorc la serviciu, mai sunt capabilă să fac serviciu sau să-mi găsesc de lucru sau să mai fac altceva decât să cresc copilul. Deci apare această neîncredere în sine. Dar cred că am uitat tot ce am învățat la facultate, pentru că stai 2 ani cu copilul și anii ăștia sunt așa de concentrați, parcă ai trăit o viață, nu 2 ani, 10 ani. Da? Pe de altă parte, ai fel de fel de griji cum o să te adaptezi schimbând această rutină. Ești din rutina asta, dar parcă te simți nepregătit pentru a începe ceva, altceva, dar trebuie să o faci pentru tine, pentru că observi ca mamă că nu mai poți să fii la fel de bine lângă copilul tău cum o făceai la început. Ești epuizată. Ca urmare, conștientizezi că această jertfă nu poate să meargă la nesfârșit. Trebuie să o dozezi mai bine și să-ți iei resurse, să începi să te încarci, să faci lucruri pentru tine care îți fac plăcere, care te încarcă, care te dezvoltă, pentru că nu trebuie să te oprești nici ca mamă din a te dezvolta. Sigur că rolul de mamă te dezvoltă, dar apoi tu mai ai și alte roluri. Rolul de mamă nu trebuie să fie să acapareze toată viața ta sau toată viața ta să reducă la rolul de mamă. Începi să-ți dai seama că tu poți fi, da, și un, da, doctor, profesor sau da, ce profesie te pregăti sau te reorientezi profesional spre o profesie și începi să te pregătești să reintri în câmpul muncii, să te pregătești să te întorci poate la vechile hobby-uri, obiceiuri frumoase și bune și să îți dai și ție lucruri frumoase și de folos ca să-ți umpli rezervorul tău și apoi când te întorci la copil, altfel o faci. Multe mame sunt așa de bucuroase și spun, știți, dar nu m-am gândit să mai dau și mie, pentru că intre așa automat copilul. Da, un șoicel într-o roată. Exact. Și uiți de tine și apoi când ți amintești de tine și te trezești și cu tine în fața ta, trebuie să faci și pentru tine niște lucruri,
și ți-e greu să te apuci de tine, ca și cum ai avea așa un fel de vinovăție că te apuci să ai și tu grijă de tine un pic și să mai lași pe copil, mai furi o oră să te duci tu prin oraș să cași gura, să mai faci o cumpărătură, să-ți mai cumpere o haină. Sau să petrești timp doar cu soțul și da, fără copil. Exact, sau cu o prietenă, parcă te musări conștiința că ai plecat și n-ai stat. Nu trebuie să stai tot timpul acolo, tot, ci ai grijă de tine, încarcă-ți și tu bateriile, ca să fii mai bine lângă copilul tău, nu cu frustrări, nu cu tristețe, nu cu gânduri și îngrijorare, pentru că acestea se accentuează cu cât tu nu ai resurse să te încarci. Ești epuizată și pe fond de epuizare apar atâtea griji, atâtea probleme îți faci, da? Exagerat. Începi să exagerezi, începi să interpretezi lucrurile astea și așa mai departe. Și să nu mai fii la fel de atentă la nevoile copilului. Exact. Și observ că de multe ori soții spun: mai du-te, draga mea, du-te și mai fă ceva, las că stai eu copilul, du-te. Sunt mulți tați înțelegători care observă această epuizare a mamei și susțin: du-te și te încarcă, du-te că stau eu. Și multe mame refuză, că tu nu faci ca mine, n-ai grijă. Ok, dragi mame, ascultați-vă soții și tații, să ieșiți să faceți pentru dumneavoastră lucruri frumoase, să vă încarce, pentru că dumneavoastră sunteți cea care dați tonul armoniei și a liniștei și a căldurii în această familie și față de soțul dumneavoastră și față de copil, încât sunteți un element de echilibru foarte important, dar acest element de echilibru nu se susține decât dacă dumneavoastră ca mame mergeți și vă încărcați bateriile și reveniți cu aceste resurse și le împărtășiți și tot repetați lucrul acesta până vă găsiți direcția în care, paralel cu creșterea copilului și educarea copilului, vă reluați încet activitatea, da? Și le puteți duce pe amândouă. Nu vă speriați, o să le puteți duce pe amândouă, da? O să vă dea satisfacție și mersul la lucru. Că ieși o oră, două, jumătate de normă undeva, în copilul are aproape 2 ani, se poate face cu ajutor acasă. Și multe mame doresc, vreau să ies, numai să ies, să ies, să fac orice altceva, numai să ies, da? Și reușesc să iasă și reușesc să fie mai bine și cu ele și cu copilul și să creeze această atmosferă armonioasă, frumoasă, de echilibru în familie. Mama este elementul de echilibru. E foarte important. Încât cea mai important este ca mamele în special să se gândească să dozeze această jertfire, sacrificiu după vârsta de 2 ani. Ha. Și să se gândească și la ele și să nu înțeleagă că acest lucru înseamnă egoism și vinovăție și acele gânduri că nu sunt o mamă bună, uite, mai fac pentru mine, m-am retras, fac, îmi las copilul. Nu, nu înseamnă deloc, înseamnă copilul chiar are nevoie de tine ca mamă în forma cea mai bună și tu te duci să revii în forma ta cea mai bună, să te odihnești și să te încarci. Mă bucur tare mult că am adus în discuție acest aspect, pentru că am tot vorbit despre nevoile copiilor și sunt importante cu adevărat, dar dacă părintele, mama în special, nu are propriile nevoi împlinite și bateriile încărcate, exact cum ați spus, nu are de unde să ofere mai departe, se cătuiește, adică fugi pe acasă poate o jumătate de oră pentru tine, dar nu cred că e suficient și într-adevăr. Trebuie mai multă diversitate de activități și trebuie să înțeleagă mamele că nu sunteți inepuizabile. Chiar dacă sunteți tinere, da, și sunteți dedicate și este iubirea și atâtea calități, sunt epuizabile aceste resurse și e nevoie să faceți multe lucruri pentru dumneavoastră. Și sigur, nu neglijați relația de cuplu, nu numai tu singură să faci pentru tine, ci împreună cu soțul tău și așa cu poate cu alți prieteni, ceva, încât să vă reconectați la viața socială pe care ați lăsat-o sau v-ați distanțat de viața socială de dinainte și reveniți cu prietenii, da, la viața de dinainte și se reia viața de dinainte de a veni copilul. 2 ani așa apare ca o sincopă, ca parcă ai fost într-o bulă, cel puțin ca mamă. Multe mame zic, parcă am trăit în altă lume. Da, chiar ai trăit în altă lume. Și acum revii la viața socială, la interacțiuni, la face pentru tine, da? Și încet, încet se reia acest lucru. Până la urmă copiii cresc și pleacă la casele lor, în lumea lor, în treaba lor. Și tu te trezești rămânând cu soțul,
pe care dacă l-ai neglijat atâția ani în care ți-ai crescut copilul și toată atenția a fost doar pe el, te trezești lângă un străin și el la rândul lui probabil că se simte la fel de străin lângă tine, da. Și este foarte riscant să nu mai găsești echilibrul acela de da. Cuplu și de familie. Aici mai este ceva de spus și aș vrea să transmit mamelor, soțiilor în special, soțiile mame. Când vine copilul, mama este foarte concentrată pe și copil. Și firesc, pentru că e schimbare majoră. E firesc, dar atenție, tatăl, soțul, trăiește și el o criză. Are și el în continuare nevoie de tine. Iar dacă tu ești cu totul spre copil și neglijezi soțul. Și nici nu-l implici. Da, nici nu-l implici. Da, el e mai mult așa un observator, stai acolo, da? Și soțul trece printr-o criză, dar de obicei soții nu vorbesc. Stau și suferă. Tac, înghit. Încât ei nu pot să facă o criză că acum ea e ocupată și nici nu are putere să mai gestioneze aceste conflicte, dar de obicei mai apar aceste conflicte, izbucnesc la un moment dat. Iar observ că multe din mame, soții, cum tu așa trăiești, tu așa te-ai simțit, tu așa de dificil este pentru tine perioada asta? Dar n-am crezut că ți este așa de dificil. Am crezut că tu ai grijă de noi, vii cu resursele financiare, te mai duci, faci, dar nu credeam că ești într-o criză emoțională atât de puternică, că eu nu m-am implicat cu tine, că am crezut că tu înțelegi totul. Da, soțul înțelege foarte bine, dar are și el nevoie de soția lui, de prezența lui și de această relație cu el, încât tot mama, soția poate să-l facă prezent în noua familie care își modifică dinamica prin prezența noului venit, a copilului. Deci, da? Nu, în familia aceasta nu trebuie să formeze o diadă mamă-copil și soțul stă izolat, marginalizat, la distanță, implicat pe aici, pe acolo, superficial. Nu, ci și, da, el trebuie integrat, da, și soția mamă mai are și această atenție, această responsabilitate să fie atentă la soțul ei, cum primește toate lucrurile astea. Se simte bine? E ceva de făcut? Da? Ce poate să facă și soția să se adapteze tatăl la noua formulă a familiei, pentru că nu este ușor. Mama l-a avut pe copil tot timpul în burtă și a avut relația foarte clară. Tatăl îl simte doar când îl iau în brațe mai mult. Atunci, parcă observ la tați, atunci mi-am dat seama că sunt tată. Când l-am ținut în brațe și l-am îngâiat și este copleșitor pentru unii tați. Emoțional. Nici nu știu ce să facă cu atâtea emoții. Nici n-au curajul să-i spună ei sau să vorbească. Sunt atât de emoționați, închid aceste emoții, le țin acolo și totul e bulversant cum se schimbă viața lor de cuplu când a venit copilul și se schimbă dinamica. N-au cu cine să vorbească, soția ocupată, prietenii nu înțeleg. Da? Și strâng, încât soțiile e bine să fie atente și să vorbească și să ventileze aceste emoții cu soțul, cu tatăl, ce simte, cum îi este, ce este dificil. E nevoie să facă și asta între ei, ca să se poată ajuta mai bine. Comunicarea, cheia. Comunicarea, da, exact. Comunicarea și ascultarea atentă a nevoilor celuilalt, într-adevăr, este foarte importantă. Apropo de adaptarea la noua schimbare, cum se adaptează unii la ceilalți, copilul crește, începe să facă tot felul de lucruri, e nevoie de niște reguli pentru ca lucrurile să funcționeze frumos și armonios în familie și noi am mai discutat despre disciplină și despre cum punem limite, cum aplicăm niște consecințe ca să îndreptăm niște lucruri, dar n-am discutat suficient de mult despre cum stabilim regulile de la bun început, ca să le știe și copilul și tatăl, cum se pun de acord cu toții asupra lor, negociază cu copilul sau îi le spun direct, îl implică mai mult, mai puțin? Da. Cum ar fi mai bine? Important este să ne gândim, ca părinți, de ce pun regula? Ca să obțin ce? Totdeauna regula este să obțin ceva. Vreau un pic de
mai copilul să învețe să-și așeze jucăriile sau lucrurile. Vreau ordine. Scopul este ordinea. Sau vreau să învețe să spună mulțumesc după ce îi ofer lucruri sau ceva, servicii, fac lucruri. Și așa mai departe. Deci, regulile importante este să știu ce vreau să obțin prin ele. Unu. Deci ajută. Scop. Să nu cumva să uit de scop și să fac din regul scop. Da? Adică să iubesc regula de dragul regulii. Nu. Regula este pentru a atinge un scop și a forma niște priceperi de prindere, a modela niște comportamente la copil. Scopul e foarte important. În al doilea rând, ar trebui să selectez din aceste reguli câteva, cele mai importante. În momentul de față, care sunt regulile cele mai importante? Ce vreau eu de la copilul meu? Să fiu ordonat, să fiu politicos și să, nu știu, să se îmbrace singur la 3 ani. Sau să se îmbrace cât mai mult singur. Da? Adică trebuie astea. Și implementez puțin, dar constant. Regulă, cea mai important nu este să fie multe reguli, ci 2-3 și constant le aplic, pentru că prin aceste reguli formez niște priceperi de prindere. Cum s-au atins acestea? Am atins scopul, trec, formez alt set de reguli. De exemplu, vreau să uzi floricica aceea sau floricelele acelea. Până acum n-a fost el, copilul, să ude, dar am nevoie de ajutorul tău, adică să-l implic în treburile casei, cu lucruri foarte mititele. Și în al treilea rând, regulile pot fi stabilite împreună cu copilul. Sunt lucruri... Cât se stă la televizor? Aici nu, n-aș negocia, pentru că aici este un lucru foarte... copilul nu poate să-l înțeleagă. Dar trebuie să știe totuși că nu poate sta la nesfârșit, exact, cum și-ar dori. Da, deci nu se negociază regula asta, ci tu vii deja cu regula la televizor, se stă în funcție de vârstă 20-30 de minute, da? Cât e vârsta copilului. Eu zic, dar nu, o oră aș vrea. Bine, unii nici nu știu ce înseamnă o oră, dar au auzit, ceva mult înseamnă o oră. Da? Deci aici copilul nu prea să negocieze. Poți să negociezi lucruri din acestea mărunțele. Vrei să te îmbraci cu rochița albastră sau cu roșii sau cu verde? Alege tu. Vrei să mănânci înghețată sau ciocolată? Alege tu. Când ieșim în oraș, avem regula o dată pe săptămână să mâncăm un dulci. Ce vrei? Ciocolată sau înghețată? Da? Și așa mai departe. Deci, în astfel de situații, putem să negociem. Mergem la munte sau la mare în vacanță. Știi că plecăm o dată pe an și alegem o locație. Tu ce zici? Uite, noi propunem asta, tu ce zici? Da? Bine, acum copilul trebuie să fie un pic mai mare ca să implice în decizia familiei, chiar după 90 ani și copilul poate să aibă opinie, dar până la urmă se revine la ce hotărăște majoritatea. Deci, la lucrurile simple și obișnuite și copilul poate fi implicat în stabilirea. Vrei să strângi jucăriile? Hai să facem regula că să nu fie împrăștiate. Când? Înainte de a veni la masă sau după ce mănânci? Regula este să strângă jucărie, dar momentul poți să-l negociezi cu copilul. Ori înainte te speli pe dinți, înainte de poveste sau după poveste. Da? Dar spălatul pe dinți este o regulă care nu se mai negociază. Da? Și vedeți, dacă punem regula și o însoțim de alege tu când vrei momentul, îi dai și o anumită libertate. Deci ceva impus, de folos, dar și alege tu momentul în care să aplici această regulă. Și faptul că combine aceste două elemente, copilul e mai compliant, adică vrea mai ușor să facă respectivul lucru. Primește mai bine. Da, primește plus mai bine. Plus explicațiile de ce e bine să faci așa și sigur că întotdeauna când vii cu o regulă, cu ceva să facă copilul, explici de ce. Și apoi verifici de mai multe ori că a înțeles. Și după ce a înțeles la câteva zile, iar mai verifici. Chiar de ce am pus noi chestia asta să faci tu chestia asta? De ce? Ia, explică-mi, că am uitat. Poți să mai zici. Și așa, ca o glumă, da? Și vezi cum gândește copilul tău și uneori sunt copii atât de convingători? Vai, dar ce bine ai înțeles. Cred că ai înțeles mai bine decât ți-am explicat eu.
Și când îl apreciezi, ce bine ai înțeles și sunt foarte mândru de tine că ai înțeles atât de bine și faci atât de bine lucrul ăsta. Și aproape când copilul face, udă florile acelea foarte bine, îi îngrijește, le vorbește, le iubește și uite ce frumos înfloresc, apoi asta nu mai devine regulă. O face din plăcere. Apoi trecem la altceva. Azi, de ce mai putea să faci tu în casă? Uite să ștergi praf. Dai o cărpușoară, treci la ceva mai complex. Da? Și așa mai departe. Când deja, când faci acele lucruri, pornind de la o regulă, tu trebuie să faci așa, și deja s-au interiorizat și le face cu plăcere, gata. Am educat, am format niște priceperi de prinderi, o conduită, respect, e consecvent, băgăm altceva și altceva și tot. Adăugăm, adăugăm. Da, despre rivalitatea dintre frați și gelozia am mai discutat în episoadele anterioare, dar aș vrea să accentuăm un lucru pe care nu l-am atins până acum pentru că nu a fost timp. Cum pregătim copilul pentru venirea unui nou copilaș în familie? Pentru a preîntâmpina eventuale comportamente nedorite ulterior. Bănuiesc că pregătirea este foarte importantă și modul cum îi comunici aceste lucruri contează foarte mult. Da, e foarte important această pregătire. Ea începe cu când apare mai vizibil sarcina mamei. Mama arată burtica că acolo este bebelușul. Deci nu prea devreme. Da, mai ales când mișcă, trebuie un pic burtica mai mare și să miști un pic, pentru că altfel copilul nu vede nimic, îi se pare că e ca înainte sau, da? Și copilul poate să țină, să comunice cu bebelușul și mama, e foarte important să înveți copilul dinainte să comunice cu bebelușul. Aici e bebelușul, pune mâna, hai să-l simți. Și o să simtă copilul. Când spune povestea copilului, și bebelușul ascultă povestea. Când mâncăm, și bebelușul mănâncă. Când ne plimbăm, și bebelușul e cu noi, mănâncă. Deci el deja face parte din familie. Pregătim copilul, o să ai un frățior, un frățior sau o surioară. El o să fie foarte mititel. Povestim ce o să se întâmple, cum o să se schimbe viața. Uite, mami o să se ducă la spital să-l nască. Tu o să stai cu tate și o să lipsesc doar câteva zile, dar n-am cum, acolo trebuie să naște bebelușul ca să fie sănătos și mama. Copilul e pregătit, știe, vine în vizită la spital, vine acasă. Acasă ce o să se întâmple? Păi uite, mama o să fie mai ocupată, dar și tu ai să te implici să creștem amândouă bebelușul. Și frații, da, 1, 2, sunt sau mai mulți, da, implicați în creșterea și mama să-i valorizeze, să le valorizeze efort. Am nevoie și de prezența voastră și de ajutorul vostru să creștem bebelușul. Pe toți, dacă îi implicăm, scădem posibilitatea acestei gelozii. Gelozia este și firească, dar ea se accentuează pe măsură ce mama este complet absorbită de bebeluș și neglijează. Da? Deci poți să fii complet absorbită de bebeluș, dar să nu neglijezi ceilalți copii, adică să ai momente în care să le dai atenție și să mai faci ceva și cu ei. Și mai ales cei mici. Cei mari nu prea zic, dar sunt și ei frustrați, triști, că parcă nu mai primesc, mai puțin atenție, aproape deloc. Da? Deci trebuie să fie atentă mama, să dozeze această atenție și să înțeleagă că se întâmplă ceva foarte grav dacă nu reușește să distribuie atenție cât de cât, cei mai mari, cât se poate, până la cel mai mic. Cel mai mic are tendința să fie gelos pe bebeluș, cel mai apropiat de vârstă. De vârstă, da. Pentru că și el e mititel și are nevoie de atenția mamei și prezența mamei. Iar mama trebuie să facă acest efort conștient, chiar dacă simte că nu poate, să găsească resurse să dea această atenție și ceva cu fiecare, să vorbească în separeu, face-to-face, ca să se umple rezervorul tuturor, pentru că mama ia fiecăruia și fiecare vrea timp cu mama separat de bebeluș. Asta e foarte important. Mama poate să spună povești legate de ce înseamnă să vină bebelușul pe lume. Adică în afară că povestește, dar alte povești despre alte mame și alți frați, cum a reacționat când a venit bebelușul pe lume. Acum sunt și multe cărți. Sunt cărți, da, care explică foarte mult și o să conversați despre ce face bebelușul în burtă, cum doarme, ce pernuță are, cum, deci niște lucruri foarte drăguți care pot fi discutate cu copilul. Și sigur că sunt aceste discuții frumoase, pregătitoare, dar cea mai important este ca atunci când mama vine cu cel mic în familie să urmărească foarte atent cum sunt reacțiile.
să fie atentă, cel puțin în primele 2-3 luni, foarte atentă și să nu lase nesupravegheat bebelușul cu ceilalți frați, pentru că nu se știe niciodată ce și cum. Trebuie să fii tot timpul vigilant. Și corectând anumite gesturi, pentru că copiii cei mai mici nu prea știu să manevreze, îl apuc, îl strâng încet, trebuie obișnuit. Adică să fie atentă mama la astfel de gesturi mai bruște, da? Să înveți pe copii cum să manipuleze, cum să atingă la baie sau când schimbă, sau, da? Și copiii învață repede și mai avem un membru a familiei, ce bine suntem o familie. Și e foarte important că frații dau acest bun venit acestui nou născut și ei creează o atmosferă de bucurie, de copiii se bucură când văd alți copii și că familia se mărește. Și cu bucurie trebuie învățați că, și sigur că și părinții se molipsesc din bucuria acestor copii, fraților, că vine nou copil. Apoi, mai târziu, părinții pot observa rivalitatea între frați. Apare mai mult la băieți această rivalitate. Cel mic e bătut de cei mari sau e mai agresat. Aici, mai târziu, va trebui să regleze și să fie atenți la această rivalitate care se manifestă prin agresivitate. Dar dacă părinții au dat atenție și nevoilor celor mari, adică au făcut din asta o prioritate, nu numai bebelușul e prioritate, și cei mari au nevoilor și sunt prezent. Cei mari nu vor reacționa agresiv mai târziu sau vor fi frustrați sau vor reproșa că tu, mama, te-ai izolat cu cel mic și noi am rămas fără mamă. Chiar dacă lucrurile acestea nu se spun atunci, mai târziu, copiii ți le spun. Și am observat adolescenți care spun, au sentimentul ăsta de pierdere și de abandon din partea mamei. Păi și eu eram la școală și nu luam note bune și nu știam și vreau ajutorul tău și prezența ta, dar nu vreau să te deranjez că ești cu cel mic și cel mic e prioritatea ta și noi suntem și noi pe acolo. Da? Nu, mama trebuie să dea acest ton că toți sunteți copiii mei, toți sunteți importanți, toți sunteți pe primul loc, dar luăm în ordinea împlinirii nevoilor, pentru că cel mic chiar e neajutorat și nu poate împlini anumite nevoi și eu trebuie să fiu, dar atenția, da, și prezența trebuie să fie împărțită. Și cum ar putea părinții să învețe pe copii care au mai mulți frați să se ajute între ei, să înțeleagă că e o relație specială aceea de a avea frate sau soră, nu e ca și cum avea un prieten sau un coleg, e diferită puțin. Și să-i învețe să se iubească, să fie uniți, să se ajute unii pe ceilalți. Încurajând, să fie ca o echipă. Încurajăm cooperarea. Îi pui să facă împreună ceva și observi. Și observându-i făcând, tu fă mai puțin asta, tu fă mai mult asta. Tu trebuie să-i ajut să coopereze, pentru că ei nu știu să coopereze. Deci, dragi părinți, nu porniți la premiza copiii știu să coopereze. Trebuie să construiți pas cu pas cooperarea și relația asta frumoasă și normală între ei. Se construiește pas cu pas. La început, mai stângaci, mai agresiv, mai muncit, mai nu știu ce, unul cu altul. Dar încet, tu corectezi acest blând și ca nu mai apuca așa pe fratele tău. Vorbește-i așa, lui că e mai mic, un pic, altfel. Tu, cel mai mic, nu mai striga la fratele tău, poți să-i spui pe o voce mai nu știu ce. Adică toate gesturile astea mici sau mai mari, trebuie un pic să le rotunjezi tu, să le cosmetizezi tu ca părinte. Fă așa ceva că o să vă înțelegeți mai bine dacă faceți așa și mai departe. Deci tu trebuie să te uiți la toate aspectele astea care i-ar deranja unul la altul și ei n-ar putea să corecteze, că nu văd foarte bine și nu prea înțeleg. Da? Dar tu ca părinte vezi și intervii cu blândețe și la unul și la alta și tot modelezi relația asta între ei până iese una bună și armonioasă. Dar nu se poate repede și nu porniți la premisa că ei trebuie să știe să coopereze. Nici adulții nu știu să coopereze și tot învață. Nu iese nimic repede. Da, e nevoie de timp, de răbdare, de efort până la urmă, că nu se poate construi nimic bun dacă nu depui și efort.
Iată că ne-am apropiat de finalul discuției noastre și v-aș ruga un ultim gând să transmiteți părinților. Dragi părinți, aveți grijă de cuplul dumneavoastră. Dezvoltați-vă și cuplul în timp ce încercați să fiți cei mai buni părinți. Nu vă speriați că familia dumneavoastră ia altă dinamică, se întâmplă altceva decât era înainte de a veni copilul. Încercați să alegeți un echilibru, să vă dozați acest sacrificiu pentru copilul dumneavoastră, să vă încărcați bateria, să aveți grijă și de nevoile dumneavoastră, în special mamele. Doza sacrificiu, dacă ați ajuns la epuizare, căutați să vă încărcați bateriile fără sentimentul de vinovăție și aceste gânduri când ați fi o mamă bună și ajutați la cooperarea copiilor dumneavoastră și cu răbdare și calm, fără să grăbiți acest proces. Faceți-l firesc și cu mult calm și răbdare. Într-adevăr, mulțumim! Am punctat câteva aspecte pe scurt despre cum putem avea o familie armonioasă, la ce să fim atenți, ce să creștem, să avem răbdare și iubire și multă atenție unii față de ceilalți. Și vă invităm să ne urmăriți în continuare pentru a afla mult mai multe lucruri despre familie, despre creșterea copilului, despre aspectele de care să ținem cont. Iar dacă v-a plăcut dialogul nostru, vă invităm să ne dați un comentariu, un like, un share și pe data viitoare!